Bine ați venit la o nouă conferință organizată de Consiliul Național între Drepturi Private Mici și Mijlocii din România, cu principalul punct de discuție PNRR. Astfel că pe ordinea de zi de astăzi avem analiza CNMR-ului cu privire la susținerea IMM-urilor din PNRR, prezintă domnul președinte Florin Jianu. Punctul 2 din ordinea de zi, turismul prin prisma PNRR, prezintă domnul Dragoș Anastasiu, coordonator CDR. Punctul 3, situația firmelor din România în primele luni ale anului 2021, prezintă subsemnatul și, bineînțeles, constituirea Patronatului Național al Operatorilor din Sport și mai ales obiectivele mediului de afaceri în domeniul sportiv, prezintă Virgil Stănescu, președintele Patronatului. Domnule președinte Florin Jianu, aveți cuvântul. Bună dimineața, o să-mi dau și eu masca jos ca să pot să vorbesc mai liber, dar ați văzut că avem măști, am stat corespunzător. Bună dimineața, mulțumesc că ați dat curs invitației pentru conferința de presă de astăzi. Așa cum a spus și domnul secretar general, o să prezentăm analiza Consiliului Național al IMM-urilor cu privire la PNRR. Am lăsat întâi să vorbească politicienii și politicianismele, după care am ieșit noi cu această analiză tehnică asupra PNRR. Cu privire la măsurile de susținere a mediului de afaceri, în PNRR am identificat 8 programe în valoare de 1,335 de miliarde de euro. Acestea realizează o susținere pentru 3246 de firme. Avem două programe mai consistente în valoare de fiecare de câte 300 de milioane de euro, alte două programe în valoare de 200 de milioane de euro, trei programe în valoare de 100 de milioane de euro și un program în valoare totală de 35 de milioane de euro. În total, așa cum spuneam, 1,3 miliarde de euro, o susținere pentru 3246 de firme, care reprezintă 0,04% din totalul IMM-urilor din România. Deci aceasta este principala reformă pe care o realizează PNRR pentru numai 3200 de firme, adică pentru 0,04% din totalul IMM-urilor din România. Am identificat câteva lucruri interesante în cadrul acestor programe. În primul rând, programul acesta care se numește Garanție de Portofoliu, am constatat că de fapt este același program IMM Invest sau un program care va concura IMM Invest, un program care se va desfășura prin intermediari financiari, prin cadrul Fondului European de Investiții. Sigur, nu înțelegem rolul și utilitatea acestui program în contextul în care există IMM Invest. Pentru redresare și reziliență am identificat un singur fond care este în valoare de 200 de milioane de euro și care are drept beneficiar un număr de 100 de IMM-uri. De asemenea, cea mai consistentă măsură pe care am identificat-o este cea cu privire la digitalizare, care are un număr de beneficiari de 3100 de beneficiari. Concluziile Consiliului Național al IMM-urilor după analiza PNRR sunt următoarele. Valoarea totală a măsurilor de dezvoltare, susținere a sectorului IMM se situează cu mult sub nevoia identificată chiar de autorii PNRR. La pagina 582 în PNRR se menționează nevoia de finanțare de 5,1 miliarde de euro pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. Nu înțelegem atunci de ce alocarea este de 1,3 miliarde de euro, când înșiși autorii PNRR arată, de fapt, dintr-un studiu al PricewaterhouseCoopers, faptul că nevoia de finanțare a IMM-urilor este de 5,1 miliarde. Din analiza cheltuielilor finanțate din PNRR, rezultă faptul că 22%, atenție, deci 22% din valoarea totală prevăzută pentru mediul de afaceri, respectiv 286 de milioane de euro, vor reprezenta costuri de administrare și cheltuieli pentru comisioane ale unor entități
terțe. Acest lucru este menționat la pagina 676 din PNRR, în care ni se va spune, ni se spune clar că vor merge costuri și comisioane de management în valoare de 0,5% anual pentru implementarea unuia dintre fonduri, respectiv costuri și comisioane de management la un plafon indicativ de 20%. Deci din 1,3 miliarde de euro, 286 de milioane de euro vor merge pe comisioane de administrare, comisioane bancare, asistență tehnice, comisioane de management. Deci, practic, 22, reprezentând o cincime din banii alocați, nici măcar nu vor ajunge la IMM-uri. Din calculul nostru, acești 286 de milioane de euro ar fi putut să însemne susținerea pentru cel puțin 6.000 de startup-uri printr-un program destinat startup-urilor. De altfel, startup-urile în PNRR se ridică la un număr miraculos de 69. Am identificat acolo, sunt 69 de startup-uri care vor fi susținute prin PNRR. Așa cum spuneam anterior, prin PNRR vor fi susținute din calculele noastre și din ceea ce este cuantificat în PNRR un număr de 3246 de IMM-uri, adică 0,04% din totalul IMM-urilor din România. Am făcut și o analiză așa exhaustivă cu privire la asistențele tehnice cuprinse în PNRR și am identificat o sumă de aproximativ 200 de milioane de euro dați pe asistențe tehnice de diverse naturi. De exemplu, există un studiu analiză diagnostic pentru nevoile forței de muncă, în valoare de 4 milioane de euro. Există o anexă în cadrul materialului nostru, anexa 1, care identifică câteva costuri cu privire la asistența tehnică, consultanță externă. Sigur că se ridică o întrebare legitimă cu privire la rolul și rostul angajaților din sectorul public, dacă atât de mulți bani merg pe asistență tehnică. Spre exemplu, pentru reforma managementului serviciilor de sănătate merg 80 de milioane de euro. Atunci, care mai e rolul și rostul angajaților din minister și a diverselor departamente care asta ar trebui, de fapt, să facă reforme și să își ducă la capăt obiectivele pentru care sunt angajați. Mai sunt menționate și alte costuri cu consultanți externi, fără a se menționa sume exacte. La diverse pagini în PNRR, spre exemplu la pagina 589, procesul de operaționalizare a fondului de capital de risc va fi coordonat de către FNGC-IMM pe baza materialelor elaborate de un consultant angajat. Deci tot felul de alte tipuri de consultanțe pe care n-am reușit să le identificăm ca și sume în cadrul PNRR. Așa cum spuneam, în cadrul documentului sunt menționate ca susținere startup-urile în număr de 69. Chiar autorii menționează la pagina 1126 faptul că PNRR va susține startup-urile pentru că programul operațional regional, PORU, susține IMM-urile deja existente și atunci, ca o reformă complementară, PNRR-ul va susține startup-urile. Alte aspecte pe care le-am sesizat sunt reprezentate de faptul că mediul de afaceri primește împrumuturi și nu primește granturi. În forma inițială publicată, după care s-a renunțat, am văzut că acele link-uri nu mai funcționează, existau anexe care erau preluate ca atare de la diverse entități private și ținem să menționăm faptul că niciuna dintre propunerile partenerilor sociali, patronate, sindicate, care au participat și care au trimis fișe de proiecte, nu a fost preluată în cadrul PNRR, nu au fost publicate, deși erau câteva reforme cu privire la dialogul social, la definirea unui mecanism bipartit cu privire la salariu minim, la redefinirea sectoarelor de activitate, la reforma comitetelor sectoriale,
la actualizarea standardelor ocupaționale. Deci erau foarte multe reforme extrem de necesare în această perioadă. Propunerile Consiliului Național al IMM-urilor, prin comparație cu ceea ce se regăsește în PNRR, adică o reformă pentru 3246 de firme, Consiliul Național al IMM-urilor a propus o reformă pentru aproximativ 180.000 de IMM-uri, împărțite astfel, aproximativ 100.000 de IMM-uri pentru procesul de digitalizare. Aici bugetul total nu ar fi trecut de 500 de milioane de euro și ar fi însemnat, de fapt, niște vouchere de digitalizare date pe scară largă pentru IMM-urile din România. Programul România Tech Nation, care susținea aproximativ 20.000 de startup-uri. Programul de tip Equity, care însemna fond de investiții pentru aproximativ 10.000 de IMM-uri inovative. Și programul IMM Restart România, care ar fi însemnat un upgrade la programul IMM Invest, adică un grant combinat cu împrumuturi cu dobândă subvenționată pentru alte aproximativ 50.000 de IMM-uri. Aceasta este analiza pe care noi am identificat-o și concluziile pe care le-am tras după citirea cu foarte multă atenție din partea specialiștilor Consiliului Național al IMM-urilor a ceea ce înseamnă PNRR. Din păcate, nu vom realiza reforme majore cu acest PNRR, pentru că, așa cum spuneam, am identificat un număr de aproximativ 3200 de firme care reprezintă mult prea puțin pentru nevoile actuale de redresare, de reziliență, de susținere a sectorului IMM. Când sprijin 0,04% din totalul sectorului de IMM, nu poți să spui că realizezi reforme majore. Când merg pe comisioane, 22% din totalul alocării pentru mediul de afaceri, iarăși nu poți să spui că susții o reformă majoră. Când ai un număr ridicol de 69 de startup-uri pe care le susții la nivelul unei economii care are atât de mare nevoie de susținere a startup-urilor și a IMM-urilor pentru redresarea în această perioadă, iarăși nu poți să spui că realizezi o mare reformă. Și mai ales că autorii, așa cum menționam, în diverse părți ale PNRR, ne spun negru pe alb care e nevoia de finanțare a mediului de afaceri, așa cum spuneam la pagina 582, ni se spune foarte clar dintr-un studiu PricewaterhouseCoopers faptul că nevoia este de 5,1 miliarde. Aceeași nevoie identificată, dacă vă amintiți, la alte conferințe de presă și de către noi din analizele pe care le-am realizat. După prezentările colegilor mei, o să vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc frumos! Domnul Dragoș Anastasiu, cum se vede turismul prin prisma PNRR-ului? Mulțumesc frumos și pentru invitație și mulțumiri că sunteți de fiecare dată aici alături de CNI, PMMR și de noi. E un lucru pe care trebuie să-l menționăm totuși. Presa e interesată și aproape de noi și vă mulțumim că vă luați timp. Eu o să încerc să fiu foarte scurt și la obiect. Din punctul nostru de vedere, turismul ar putea și ar trebui să fie unul dintre pilonii principali de dezvoltare a României și în planul de reziliență și redresare. Veți observa acolo că există un punct, un sfert de pagină sau jumătate de pagină maxim, unde turismul este împreună cu cultura și sumele prevăzute acolo sunt 200 de milioane. Deși în varianta inițială erau 400 de milioane, repet, turism și cultură la un loc. Unul dintre motivele pentru care turismul este atât de slab reprezentat acolo este, sau unul dintre motivele pe care le-am auzit, turismul și cultura nu ar fi pe lista recomandărilor de țară a Uniunii Europene. Probabil că alte țări au altfel de recomandări, ne uităm la ce înseamnă turism în PNRR-ul altor țări, de tip Italia. Și cred că aici e rolul Guvernului României și a eurodeputaților pe care avem să facă în așa fel încât, dacă acest lucru contează,
recomandările de țară și probabil contează, turismul să se afle, să se afle acolo. Acum, ce credem că e, am crezut noi că e important și fișa vine de la noi într-adevăr, este partea de promovare a imaginii României prin organizațiile de management a destinației la nivel național. Este un proiect pe care industria îl are de cel puțin 10 ani pe masă. Veți vedea acolo că discutăm numai de nivelul național, dar și de nivel regional și local. Organizațiile de management a destinației reprezintă peste tot în țările avansate din punct de vedere turistic motorul, de acolo pleacă, parteneriat public-privat. Și din punctul ăsta de vedere ne bucurăm că în PNRR apare măcar sintagma OMD-ului, atrăgând atenția însă că legislația actuală este insuficientă. Noi la Alianța pentru Turism am pregătit o legislație nouă, modernă, pe care ne-o dorim a fi implementată și pe care o vom pune la dispoziția Guvernului României în speranța că în cel mai scurt timp va trece legea în forma dorită de noi, nu în forma care există în momentul de față și care în 3 ani de zile n-a generat nimic, niciun fel de organizație management a destinației activă. Din punctul ăsta de vedere, unul dintre obiectivele noastre principale se regăsește aici în OMD. Întrebarea este cum îl finanțăm, cât din suma alocată va putea fi atrasă. Și aici aș vrea să fac o a doua remarcă în ceea ce privește PNRR, nu numai legat de turism, legat în general de tot ce vedem acolo, reforme, investiții importante, fără doar și poate, ele nu pot fi făcute fără oameni. Și ceea ce lipsește în mod clar din PNRR, din punctul meu de vedere, este reforma mentalității în România. Prima care ar trebui să fie făcută, cea care stă ca fundament pentru ca toate celelalte să poată fi îndeplinite. Și când mă refer la mentalitate, mă refer și la zona antreprenorială, dar și la zona bugetară. Și dacă tot discutăm foarte scurt acum despre oameni, probabil că este nevoie și de reforma profesionalizării României la toate nivelele și pe toate palierele, începând cu cei care lucrează în privat și terminând cu cei care lucrează în zona bugetară. Din punctul nostru de vedere, cei mai mulți bani ar trebui să fie investiți în oameni, pentru ca aceștia să poată să fie în măsură să facă și autostrăzi, și spitale, și business, antreprenoriat și așa mai departe. Noi ne-am fi bucurat să vedem această tendință, da? Să avem în PNRR, acolo unde este partea de imagistică, de exemplu la școli, nu poze cu clădiri, ci poze cu copii, poze cu profesori, pentru că dacă nu vom investi extrem de mult în resursa umană, ne va fi aproape imposibil să ne dezvoltăm. Și ultima mea remarcă, apropo de resursa umană, aș vrea să atrag atenția că în turism nevoia este stringentă. A fost o problemă și înainte de pandemie, în ceea ce privește forța de muncă. În timpul pandemiei a fost excedent de forță de muncă, dar forța de muncă nu stă pe dreapta să se uite la noi, ci se reorientează. Sunt zeci de mii de locuri de muncă pierdute în timpul pandemiei, dacă nu peste 100 de mii, nu știu să vă spun exact. Și știu că v-ar interesa, dar și pe mine m-ar interesa, ar trebui să ni se livreze și nouă cifrele. Oameni care au plecat fie din țară, fie din industrie. Iar acum, când ne confruntăm cu ceea ce se cheamă revenge tourism, lumea vrea să se ducă și la restaurant, lumea vrea să plece în concediu și în special în România, nu mai găsim oameni deloc. Deci în momentul de față situația este dramatică din punctul acesta de vedere, probabil mai grea decât era înainte de pandemie, se creează așa un fel de echilibru. Greu cu importul forței de muncă, în special în timpul pandemiei, pentru că în continuare avem de-a face cu restricții.
Și aici chiar ultima idee, poate aruncați un ochi să vedeți, apropo de restricțiile reintroduse pentru incoming-ul românesc, deși vreo 3 zile românii și străini au fost tratați la fel prin actele normative, acum s-a introdus o diferențiere între români și străini care intră în România. Străinii trebuie să intre în carantină, dacă nu sunt vaccinați. Doar dacă sunt vaccinați, poate să stea fără carantină. Dar mă rog, nu asta era tema și nu asta vreau să discutăm astăzi. Turismul ar trebui să fie mult mai bine reprezentat. E o problemă de resursă umană la nivelul întregii țări și în special la nivelul turismului. Cam astea sunt mesajele. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat. Dacă pot să fac două comentarii, pentru că m-a inspirat Dragoș. Îmi dai voie, domnul secretar general? În primul rând, am citit acest capitol cu privire la turism și mi-au plăcut foarte mult obiectivele. Din 200 de milioane investiți atât în turism cât și în cultură, se dorește să avem 15 milioane de turiști anual în România, dintre care 4 milioane să fie turiști străini. Apropo de tratamentul diferențiat al românilor față de străini. În egală măsură, Dragoș a menționat o reformă a mentalităților, pe care foarte mulți se întreabă, ok, cum cuantificăm acest lucru? Și vă dau exemplul la ce se întâmplă în PNRR-ul Germaniei. Germania a spus în felul următor, ne propunem ca obiectiv până în 2026 digitalizarea educației, deci toată educația să fie digitalizată și vom lega creșterile salariale ale profesorilor de reforma de digitalizare. Deci dacă fiecare profesor implementează acest proces de digitalizare în procesul de educație pe care îl face, atunci creșterile lor salariale vor fi legate de acest proces. Aceasta este o revoluție adevărată a mentalității și a întregului proces de educație. Așa cum a menționat și Dragoș, alte țări au reușit, pentru că planul se numește de redresare și reziliență, să-și susțină turismul la un nivel mult mai înalt. Italia, de exemplu, are un capitol care se intitulează Turism 4.0, deci practic își dorește digitalizarea sectorului turistic. Iar în ceea ce privește resursa umană, față de ceea ce a spus Dragoș, eu cred că foarte, foarte curând ne vom lovi de exact aceeași problemă a lipsei forței de muncă. De ce? Pentru că vor începe PNRR-uri mult mai rapid în alte țări ale Uniunii Europene și vom avea două consecințe. Unu, lucrătorii români vor merge din nou în străinătate. Doi, noi vom ajuta iarăși la dezvoltarea economiilor altor țări. Pentru că prin reformele conținute în PNRR-ul nostru, nu ne propunem să dezvoltăm la nivel strategic economia României, să devenim mai independenți, să avem mai multă producție aici. Și pur și simplu nu facem altceva decât să exportăm și acești bani, să-i dăm către asistență tehnică, către comisioane, și vom vedea la sfârșit cum de fapt ajutăm economiile altor țări. Scuze pentru am întins un pic. Ne auzim? Auzim. Da, e ok. Da. Cu toții am urmărit statistica transmisă de ONRC de scurtă perioadă referitoare la radierea și înmatricularea firmelor din România. Am văzut cu toții acea știre prin care a crescut cu 43% numărul radierilor firmelor în luna aprilie 2021 versus aprilie 2020. Consiliul Național a analizat însă dinamica acestor radieri ale companiilor, raportată, bineînțeles, la numărul de înmatriculări de noi companii. Pentru că, la urma urmei, asta înseamnă o economie sănătoasă și ce înseamnă reîmprospătarea companiilor noi pe piață și mai ales ce influențează această dinamică. Am plecat cu analiza de la raportarea primilor 4 luni 2021 versus 2020 și am să vă spun că dacă în ianuarie am observat o creștere de 62%
a numărului de companii noi înregistrate în 2021 versus 2022 s-a ajuns în aprilie la un procent de 53% versus 43% această radiere, cumva echilibrându-se situația. Am mers cu analiza și mai departe, pentru că, bun, vedem ce se întâmplă în primele 4 luni. Știm foarte bine, anul trecut a început pandemia în la martie, deci astea au fost efectele. Și am mers până în 2017 cu această dinamică, ceea ce înseamnă procentul de radieri din procentul de companii noi înființate. Și dacă în 2017-2018 acest procent era cumva echilibrat în jur de 60%, am ajuns în 2020 un procent de 50% și observăm în 2021, primele 4 luni, acest procent este de 39%. Am analizat prima dată pe cele 4 luni, după care am mers, bineînțeles, pe total an și observăm că spre sfârșitul anului întotdeauna se echilibrează aceste procente referitor la dinamica radierilor versus înmatriculări. Am luat spre analiză și domenii de activitate principale care generează înființarea de noi companii, dar care, bineînțeles, și duc și la radierea de companii. Pe primul loc se află, într-adevăr, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, unde avem 11.000 de companii noi înființate în 2021 versus 6.000 de radieri. Deci un procent de 50% care cumva stă în procentul național și aveți pe fiecare domeniu de activitate, agricultură, construcții, activitățile profesionale și transport. Într-un final, ce a influențat sau ce influențează înființarea de noi companii, ce influențează radierea? Că despre asta e problema. Și despre asta e esența analizei într-un final. Dacă în 2017-2018 știm foarte bine că a funcționat programul de Startup Nation și asta a echilibrat cumva acest procent de radiere versus înmatriculare, acesta situându-se undeva la 60%, în 2019 s-au înființat cu aproape 10.000 de companii mai mult decât în 2018. Și știm foarte bine, în 2019 a funcționat programul Startup Plus și Startup Diaspora. Deci, generând cumva în plus față de 2018, peste 10.000 de companii, ajungând la 56.000 de companii noi înființate în primele 4 luni. Tot în 2019 am observat un număr mare de radieri și acolo a fost un alt factor care a dus la radierile din 2019, o situație care o să le explice și domnul președinte ulterior. Bun, am analizat și creșterea numărului de înființare de noi companii în primele 4 luni la acestui an. De ce? Să vedem cum a crescut înființarea de noi companii în primele 4 luni și care au fost factorii care au influențat. Și am văzut că februarie versus ianuarie 2021 înregistrăm o creștere de 125% a numărului de companii noi înființate, acestea scăzând martie versus februarie 65%, aprilie versus martie 35%. Deci observăm o creștere procentuală în primele 4 luni a înființărilor de noi companii. Și atunci ne-am întrebat de ce au scăzut înființările de noi companii și de ce s-au înființat totuși în ianuarie-februarie. Și concluzia a fost că, într-adevăr, știți foarte bine că în primele 2-3 luni ale anului se anunțau programele de tip startup în PNRR, se anunțau programele de susținere de afaceri, discutam de măsura 1, 2 și 3 și atunci a generat un apetit a mediului de afaceri de a-și înființa noi companii și cu ocazia asta și cumva a reîmprospătării companiilor celor care au trecut prin pandemie și care cumva au ieșit din pandemie nu foarte bancabil, ca să nu zic, să nu folosim alt termen. Din păcate, spre sfârșitul anului, prognoza noastră este că o să înregistrăm o dinamică foarte alarmantă în această situație, pentru că știm foarte bine că anul acesta nu mai avem nicio măsură pentru susținerea mediului de afaceri, nicio măsură de tip startup și deci vor continua să crească numărul radierilor și o să scadă, bineînțeles, numărul de înmatriculări de companii noi. Dar din punctul nostru de vedere, situația este alarmantă nu numai pe înființarea de noi companii, dar și ce facem pe zona de piețe externe, pentru că știți foarte bine și acolo avem un deficit foarte mare.
Și soldul balanței comerciale în PIB în România în ultimii 2 ani este de -4,2. Să știți că suntem singura țară cu minus din cele din Europa Centrală și de Est, și aici mă refer Ungaria, Bulgaria, țările vecine nouă care sunt pe plus. Observăm cu toții că nu există niciun program nici în această zonă și doar ca titlu informativ și ca exemplu, pentru că e bine să luăm exemplu altora, ieri am primit un material cu ce înseamnă susținerea pe care Ungaria o are pentru zona de export. Ungaria are două programe și care seamănă așa cu programele noastre. Accesul la noi piețe și sumă maximă 143.000 de euro grant pentru accesul la piață nouă, condiționată de cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, care ar trebui să reprezinte maxim 20% pe export. Știți, același procent cum e cu Horeca. Sau investițiile pe piețe externe. Deci, Ungaria s-a gândit și mai departe. Noi, din păcate, anul acesta nu avem programele pentru startup, nu avem programele pentru export. O să trească să ne descurcăm așa cum ne-am descurcat și în ceilalți ani. Cam asta am vrut să spunem. Noi ne adaptăm situațiilor. Asta este spiritul antreprenorial într-un final, să ne adaptăm. Am vrut să fim un pic mai pozitiv și să vedem că există creșterea numărului de matriculări de companii noi, pentru că avem atâtea informații negative în ultima perioadă că nu știm cum o să încheiem anul respectiv. Și bineînțeles, putem să stăm de vorbă la final despre întrebări și discutăm și despre Patronatul Național al Operatorilor din Sport cu domnul Virgil Stănescu. Tehnică. A făcut un greșit Patronatul din Sport. Speram că ai existat și un program Startup Sport, nu? Asta... bună ziua, mulțumesc că ați venit în număr mare. În sport, în afară de sfârșitul meciurilor sau campionatelor, nu vedem atâta presă. Mulțumesc domnului președinte pentru această oportunitate de a ne alătura CNIPMMR-ului. Nici că se putea un moment mai bun. Din câte văd, ascult și îmi place să stau așa și să ascult ce înseamnă acest PNRR, acest program în care, din câte am auzit, aproape 300 de milioane se duc în comisioane și taxe de management, dar cei 150 de milioane pentru sport n-au fost o prioritate, n-au fost alocați. Sportul nu există în acest PNRR. De asta mi se pare un moment fantastic pentru a anunța pornirea acestui patronat, pentru că nu am avut o voce. Și sportul, precum turismul, cultura, Horeca, și sportul s-a oprit odată cu începutul pandemiei, dar cumva nu găsește ajutor în a reporni. Auzim că este o prioritate infrastructura. Auzim că este o prioritate să modernizăm școlile. Și îmi place acest lucru pentru că mă gândesc la această curte de școală modernă în care un copil se poate juca așa cum ne-am jucat și noi. La vârsta noastră, așa cum am început sportul, majoritatea dintre sportivii de performanță, așa cum ar trebui să intre într-o sală de sport în care să nu plouă, într-o sală de sport în care să-și poată desfășura ora de sport. Cluburile sportive școlare, liceele sportive, cluburile în general de sport să aibă o infrastructură în care să poată să aducă copii, să crească sportul de masă, și bineînțeles și pe cel de performanță în timp. Mi se pare o nevoie care nu a fost, a fost cumva dată la o parte, gândindu-ne că în educație sportul nu este un pilon, că sportul există. Să ne gândim că în sănătate sportul nu este un pilon, că sportul există. Așa, este un hobby.
Și este un moment în care cred eu că ne putem îndrepta puțin privirea către operatorii din sport. Și ei au nevoie, astfel că acest patronat, Patronatul Național al Operatorilor din Sport, își propune în primul rând să crească această infrastructură. Și când vorbim de infrastructură, nu este numai infrastructura fizică, ceea ce este absolut important, dar și cea tehnologică. Platformele și digitalizarea sportului trebuie să prindă puțin avânt și să crească. Fondurile europene pentru a educa prin sport copii, dar pentru a educa și sportul. Proiectele, așa cum a spus și domnul secretar, de startup sport. Să avem acele proiecte antreprenoriale sportive. Uităm că sportul este o industrie, uităm că sportul trebuie să aibă sens economic și asta aduce rezultate dezastroase la nivel de practicare în școli, la nivel de practicare a sportului de masă și la nivel de performanță, bineînțeles. Vorbim de legea sponsorizării. Patronatul își propune să împingă această inițiativă în a modifica legea sponsorizării astfel încât să aibă sens. Astfel încât să ai niște beneficii reale atunci când susții sportul, putând să atragi, bineînțeles, parteneri care să dea coerență. Ne gândim de asemenea la nevoia de evenimente. S-a vorbit despre restartarea economiei, dar cei care fac evenimente în sport n-au niciun avantaj. Astfel încât, repet, cred că în momentul acesta în care vorbim de PNRR este un moment propice pentru a ne da seama că sportul a fost trecut la și alții. Și acest patronat își va propune să fie o voce. Să fie o voce care, prin CNIPMMR și-a găsit acea portavoce, să fie auzit. Să fie auzit, să dăm mai departe problemele pe care le identificăm în industrie, în industria sportivă, să ajutăm să fim alături și să sprijinim repornirea sportului la nivel de cluburi, la nivel de industrie, la nivel de operatori în general. Pentru orice alte discuții, bineînțeles că vă stau la dispoziție, dar mulțumesc încă o dată domnului Florin Jianu pentru această oportunitate. Mulțumim și noi, domnul președinte, vă urăm mult succes. Știți că era nevoie de un patronat al operatorilor din sport. Vă felicit pentru inițiativă alături de colegii dumneavoastră și Vlad Constantinescu aici, oameni care au realizat în viața profesională și sportivă foarte multe lucruri și cred că era nevoie de o profesionalizare a operatorilor din sport. Pentru că sportul înseamnă economie în primul rând, bineînțeles că are o importanță socială deosebită, dar cred că această profesionalizare este extrem de necesară. De altfel, inițiativa a fost salutată și de sindicatul din domeniul sportiv. Am avut o discuție cu domnul președinte al Blocului Național Sindical, care a salutat această inițiativă. Aveți câteva obiective majore în fața dumneavoastră și mie îmi pare rău că sportul nu se regăsește în PNRR, deși în varianta inițială se regăsea, pentru că PNRR înseamnă reforme. Da? Ori aveam nevoie de o reformă în acest domeniu. Din păcate, pentru ceea ce înseamnă, revin la PNRR, pentru ceea ce înseamnă PNRR, nu am sesizat acele reforme majore. Adică pentru mediul de afaceri mie mi-e foarte greu ca, și cred că sunt unul dintre oamenii care se pricepe la acest domeniu și care de mulți ani trudește în acest spațiu, mi-e foarte greu să identific o reformă majoră. Am identificat foarte ușor, citind programele naționale de redresare și reziliență ale altor țări, am identificat
câteva reforme acolo, foarte simplu spuse, cu niște obiective foarte clare. Aș da exemplu Franței, care își propune ca până în 2026 să aibă 3 companii de tip unicorn, ca urmare a acestor investiții din PNRR, 3 companii de tip unicorn care să plece din Franța în niște domenii cheie pe care aceștia le susțin, atât prin niște fonduri de investiții, fonduri regionale, granturi și așa mai departe, sau, spre exemplu, Germania, pentru tot ceea ce înseamnă digitalizarea industriei. Germania, fiind o țară preponderent industrială, își dorește prin PNRR digitalizarea întregii industrii. Deci niște reforme foarte, foarte clare, cuantificabile. Vă rugăm întrebări. Referitor la faptul că PNRR a dat prima dată și încă nu a fost aprobat de Comisie Europeană, mai puteți interveni prin conducerea organizației din care faceți parte la nivel european, articolul mic și mijlocii, care am înțeles că va avea și o persoană care va face parte din comitetul de monitorizare la nivel european acestui mecanism de redresare și reziliență. Mai puteți interveni pentru ca trebuie să fie schimbat în ceea ce privește IMM-ul din România? Dumneavoastră ați menționat un lucru, după cum știți, eu am participat și la acea întâlnire a partidelor politice cu privire la PNRR. Un lucru câștigat a fost acest comitet de monitorizare al programului, comitet de monitorizare în care să intre și partenerii sociali, și patronate, și sindicate, și care să monitorizeze implementarea PNRR. Sigur că nu e îndeajuns. În momentul în care nu ai niciun fel de reformă propusă de partenerii sociali, nici o fișă. Da? Noi am trimis 4 fișe, nu cu implementare din partea Consiliului Național al Imemelor, nu, cu implementare din partea Ministerului Economiei, Ministerului de Finanțe, Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Deci nu exista un interes punctual, cum am identificat acolo, fișe realizate de firme private puse ca anexe în PNRR. Sigur că noi vom continua și prin acest material și în perioada următoare să încercăm să influențăm ceea ce se întâmplă în PNRR, atât la nivel național cât și la nivel european, fără doar și poate. La nivel european, prin SME United se realizează acum un material cu privire la bunele practici din diverse țări. Ei au realizat și un chestionar cu implicarea partenerilor sociali, dacă aceștia au fost sau nu au fost implicați în realizarea PNRR-ului, pentru că era nu o recomandare a Comisiei Europene, ci o obligativitate din partea guvernelor. Din păcate, și vă spun, din păcate, în România dialogul a fost foarte slab. Deși una dintre reformele care e conținută în rapoartele semestriale de țară se referă strict la partenerii sociali și la reforma dialogului social pentru salariu minim pe economie și așa mai departe, în toate celelalte pe care le-am menționat. Ce vreau să fi de la Startup Cafe. Dublin și anul în PNR e o reformă acolo la IMM-uri care constă în constituirea celei politici naționale de dezvoltare și fuziunea cu FNG și IMM. Fuziunea cui cu cine? Că dacă zice fuziunea cu FNG și IMM, cui? Adică banca se face de la zero și fuzionează cu un fond de garantare. Da. Eu cred că ar trebui să fie făcută invers. Adică să plece de la fondul de garantare și să se transforme în Banca Națională de Dezvoltare. E mai simplu, așa? Fondul de garantare... Fondul să se transforme în bancă. Fondul să se transforme în Banca de Dezvoltare. Deci nu trebuie adăugat altceva decât această componentă prin care poți să dai credite punte către administrațiile publice. De altfel, fondul implementează toate celelalte direcții ale unei bănci de dezvoltare. În definitiv, e o instituție financiară. Da. Atenție, deținută 100% de statul român și care nu implică comisioane, costuri și așa mai departe. Pentru că dacă ne uităm la comisioanele cuprinse în aceste fonduri, nu se înțelege că nu trebuie să realizăm ceva contra altceva. Deci nu trebuie să punem lucrurile în felul ăsta. Ci, ceea ce noi ceream e că trebuie să existe și Fondul Național de Garantare în acest PNRR. El se regăsește, de exemplu, cu 20 de milioane de euro pentru, de fapt, bani care n-ajung la fond, sunt pentru asistență tehnică, să vină cineva să învețe pe ei cum se transformă Banca Națională de Dezvoltare. De ce trebuie să facem lucrul ăsta? Că nu, nimeni n-a cerut-o. Fondul de Garantare și noi am trimis alături de ei această fișă,
a cerut să implementeze acest fond de investiții, un fond de investiții care după aia să aibă o echipă de specialiști, deci nu era implementat de angajații fondului. Dar acum se regăsește. Dar nu se regăsește conținutul. Adică se regăsește transformarea fondului pentru a implementa. Se regăsește și conținutul. Nu se regăsește capitalizarea. Capitalizarea nu, dar... Păi aia era de fapt important. Acolo trebuia să ai 300-500 de milioane de capitalizare. Transformarea ei cu ce o ajută? Ok, se transformă. Și care, de unde o capitalizăm? Nu, se regăsește la alt capitol, să vă uitați că este... se specifică acolo că Fondul Național de Garantări, pe lângă BND, FNG și IMM, va acorda garanții pentru credite între 50.000 și 200.000 de euro pentru... Da, dar scrie din bugetul național. Din bugetul, nu am știut. Păi și atunci, deci nu, noi nu luăm bani din acest PNRR. De altfel, aici e o problemă fundamentală, de gândire. Majoritatea țărilor, în afară de, din cunoștințele mele, în afară de România și Italia, nu știu dacă mai e și altă țară, dacă pe final au mai venit și astfel de țări, majoritatea țărilor cer numai partea de granturi. Deci toate celelalte țări, 25 de țări ale Uniunii Europene, au spus noi nu vrem partea de împrumuturi. De ce? Pentru că la momentul de față nu știm cum vor arăta lucrurile, nu știm cum evoluează economia. Numai România și Italia, care a cerut 222 de miliarde din PNRR, au cerut și acest capitol de împrumuturi. Dacă tot cere acest capitol de împrumuturi, nu e acceptabil ca întreaga povară să o transfer pe mediul privat și să spui spre mediul privat vor merge eminamente împrumuturi, dobânzi subvenționate și așa mai departe, deci fonduri rambursabile și să duci fondurile nerambursabile în zona publică, de stat. Că nu creezi valoare adăugată acolo. Acolo banii se vor duce pe niște tipuri de reforme, asistențe tehnică și așa mai departe, ori în zona privată aveai nevoie de această capitalizare a firmelor, care nu se face mărind gradul de îndatorare. Se face punând acolo o parte granturi. Ce informații mai aveți despre plățile la măsura 2? Se mută până când se va muta acel buget rămas de la măsura 3? Și ce se mai întâmplă la fel cu măsura 3? Mulțumesc pentru această întrebare. O așteptam. Păi, informația e publică. Săptămâna trecută s-au plătit 20 de firme. Așa cum am spus, cererea noastră și vă rugăm să o reluați și dumneavoastră mass media, e ca în termen de 2 săptămâni să fie plătite aceste firme. Măsura 3 avea un final previzibil, s-a închis cu totul. Da? Până la urmă nu mai știm ce se deschide, ce nu se deschide. Ea era bună, nu era bună. Ne-am spus, domnule, exista această măsură, erau 27.000 de firme acolo. Scoate imobiliarele și dă drumul la măsura respectivă așa cum e. Sau vină în loc și pune altceva. Ori această neasumare de termen continuă în care va urma, vom implementa, vom face, ne duce ca deja suntem la jumătatea anului și să nu fi fost nicio măsură de susținere a mediului de afaceri. Te rog, Dragoș, că am văzut eu. Da, nu, vreau doar să atrag atenția apropo de măsura 2, că avem aici o problemă de concurență în piață. Pentru că sunt X firme care s-au calificat acolo. Unele, destul de multe și din zona Horeca, pentru că turismul a fost foarte afectat. Unii au primit banii acum 7-8 luni, alții n-au primit nimic și vor primi peste 7-8 luni. Și asta înseamnă o distorsionare a pieței. Poate că e un subiect pe care ar trebui să-l abordăm public și împreună cu Consiliul Concurenței. Cum se poate ca statul român să introducă această distorsionare a pieței? Mai ales că măsurile nici nu prevăd și oameni că nici 7-3 nu prevăd ce s-a întâmplat în primele 5 luni cu sectorul Horeca și turism, pentru că au avut de suferit. Zero discuție. Da. Zero discuție. Să știți că pe măsura 2 au fost beneficiari care au renunțat la ele între timp, pentru că a venit foarte târziu pentru a fi salvați și atunci au zis, eu nu mai pot să mai țin oamenii pe care aveam asumați la momentul depunerii acestui program. Și doi, într-adevăr, dacă acești bani ajungeau în luna ianuarie, cele 2 săptămâni de care amintea domnul președinte erau în ianuarie, nu acum în aprilie, da? În iunie, mă scuzați. Da? Deci atunci erau 2 săptămâni, cred că prima dată când aveam discuția de 2 săptămâni. Vă dați seama că toți acei bani, de fapt, se întorceau unde? La buget de stat. Primul lucru pe care și-l plăteau aceste firme în ianuarie erau datoriile către bugetul de stat al fiecăruia. N-ajungeau astăzi să nu mai fie bancabile, să fie nevoiți
să-și creeze o nouă companie, astfel încât să-și facă business-ul funcțional într-un final, într-un viitor apropiat. Și dacă tot ați deschis discuția despre măsurile de susținere din partea statului și despre Horeca 2021, Horeca, ospitalitate în general, nu pot să nu menționez propunerea noastră de taxe zero la salariu minim pe economie, discutată cu Ministerul Economiei și care nu se regăsește nicăieri. La un moment dat a fost o discuție să fie în PNRR. Probabil că nu era locul ei acolo în PNRR, nu știu, așa ni s-a explicat, dar ideea este că ar trebui să se vină cu această măsură de susținere pe următorii câțiva ani, probabil, și să se facă un proiect pilot pe tot ce înseamnă Horeca. Ar fi o măsură care ar compensa cât de cât lipsa mișcării statului în ultimile 18 luni în ceea ce privește Horeca. Acolo, și ca să fiu foarte clar, măsurile care au fost pentru toată economia au fost în regulă, au ajutat, fie că s-a chemat șomaș tehnic, fie că s-a chemat Kurzarbeit, dar a fost pentru o întreagă economie care, după cum am văzut, a scăzut cu 3-4%, în timp ce părți din Horeca au scăzut cu 70-80%. Și atunci nu poți să vii cu aceeași măsură pe toată economia, trebuie să vii cu măsuri specifice. Vedem în toată Uniunea Europeană, sigur, există și excepții, nu vreau să intru pe ele, dar în marea parte a țărilor europene, statele au ajutat industriile afectate, fiind acum la al treilea, al patrulea val de ajutoare, în timp ce noi ne chinuim cu primul, da? Măsura 2 încă nu este chiar. Ce spune așa, că 20% din pierderea de licitat de afaceri în satul vor intra în fondul de companiilor la noastră. Acum, între timp, e o lege care mâine cred că va fi promulgată și sper că statul român să respecte legea. Acum, ce pot să spun altceva? Și să dea drumul la această măsură. Cum? Să mai comentăm lucrul ăsta? Deci am putea spune că dacă pandemia ne-a dus pe marginea prăpastiei cu economia românească, ultimele 6 luni am făcut un pas înainte. Da, și cum vedem, și cum vedem de altfel, acest 20% vine cu un sprijin fenomenal. Trebuie să plătim expertul contabil ca să ne facă o analiză de la început. Deci după ce că n-am avem banii pe măsura 2, da, trebuie să și plătim niște bani de la început ca să ne facă expertul contabil o analiză. Și ne-am fi dorit să vorbim într-adevăr de programele de susținere mediei de afaceri. Ne-am fi dorit să vorbim și să apreciem. Ați văzut și dumneavoastră ca și noi ceea ce se întâmplă. Iar pe 1, 2 și 3 și am adus aminte și programele de export, știți că acolo există o ordonanță în care cumva se specifică că nu o să mai plătească companiile care au un profit foarte mare, acel 50% impozit pe profit și pe care o să și-l deducă ca și cheltuială cu participare la târg. Acum, eu am pus o întrebare, nu-mi răspuns nimeni. Se cumulează cu cel 20% care trebuie să-l dai, îl poți da ulterior sprijin și atunci statul încasează cât? 30% din acel profit? Asta ca măsură salvatoare pe export. Vreau să fac și eu un comentariu, pentru că eu nu sunt împăcat cu acest lucru. Ați văzut că tot timpul guvernul a spus faptul nu există fonduri, nu există fonduri. În momentul în care ai acest PNRR care îți aduce niște fonduri atât de însemnate, să nu regăsești toate aceste reforme acolo și pentru ceea ce înseamnă turism și pentru ceea ce înseamnă măsura 3, la un moment dat nu s-a spus că măsura 3 va fi transferată pe PNRR, nu se regăsește. Cea mai mare măsură, v-am spus, are 300 de milioane și se referă la câteva sute de firme. Ori acest lucru nu putem să-l înțelegem și nici să-l tolerăm. Germania a anunțat zilele trecute că va începe deja în 2-3 săptămâni, va începe implementarea PNRR-ului. Da, la noi se spune că mai așteptăm niște luni de zile, că după aia vom aștepta din partea Comisiei Europene un ok. De ce va începe Germania și celelalte țări? De ce vor începe? Pentru că ele au făcut două lucruri. Unu, au spus, dom'le, punem bani în reforme care deja există
Și doi, potențăm aceste reforme. Da? Deci noi oricum făceam aceste investiții sau le aveam în plan. Vine PNRR-ul care înseamnă de fapt o decontare. Deci o asumare foarte clară a acestor lucruri. N-am auzit nicio țară spunând așteptăm aprobarea PNRR-ului peste niște luni de zile. După care vedem cum va începe implementarea și așa mai departe. Deci asta înseamnă redresarea unei economii. Orice zi de întârziere e de fapt o zi care înseamnă niște mii de firme care se închid. Câte firme au dispărut din domeniul colega domnului Anastasiu? Mi-ar plăcea să vă dau răspunsul ăsta. Nu-l știu și ar fi o speculație. În special din zona Hora, patronatul din zona restaurantelor, se vorbește despre 40% care nu se vor mai redeschide. Dar vom vedea, nu știu să vă spun în secunda asta exact. Cât este aprobabil anul acesta să importați forță de muncă? Cred că nu. Aici problema nu e contingentul, pentru că el, și aici avem din partea statului român promisiunea că el se va mări pe măsură ce va fi atins. Aici problemele, cel puțin în momentul de față, sunt legate de restricțiile pe care le ai, da, de mobilitate. Nu sunt zboruri în zonele pe care le vrem noi, dar se vor... Și de integrare. Se vor face pași. Că acolo ție trebuie oameni care să funcționeze imediat. Păi se termină sezonul la noi, mai sunt om de afaceri care a adus forță de muncă în delta Dunării din Sri Lanka, pot să vă spun că e greu, e foarte greu, din toate punctele de vedere. Dar, până la urmă, nu o să avem încotro și asta va fi una dintre variante. Ne uităm acum cu ochi dulci către Republica Moldova, partea din Ucraina care vorbește românește, Serbia, încercăm din punctul ăsta de vedere să facem mai mult decât din Asia, pentru că nu e ușor. Per total. Și nu e ieftin. E scump. Faptul că oamenii ăștia trebuie cazați, trebuie să mănânce, etc., etc. Cazarea nu se în continuare nu este... E impozitabilă ca și venit suplimentar al oamenilor. Nu se reduce din cheltuieli. Nu, este venit. Da? Se consideră venit și se plătesc taxe sociale la suma respectivă. De fapt, ideea este că ar trebui să-i plătești pe oameni mai mult ca să-și plătească singur cazarea. Da? Dați-mi voie să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Deci, conform statisticii de la luna aprilie, știți foarte bine, procentul acela de radiere era 43% per total. Creșterea numărul de firme radiate aprilie 2021 versus 2020. Pe zona de Horeca discutăm de 52% creșterea numărul de companii radiate în 2021 față de cel radiate în 2022. Deci nu total, ca raport lună la lună. Lună la aprilie 2021, aprilie 2020. Deci dacă media națională e 43% această creștere, la Horeca avem 52%. Ceea ce e enorm. Da, apropo, cum simțiți dezghețarea asta, relaxarea restricțiilor? Cum s-a simțit în Horeca, în turism, în restaurante? Da, ziceam și mai devreme, e fenomenul de revenge tourism. Lumea vrea să se miște. Și le povesteam și colegilor că am fost așa pe lângă București. În ziua în care a fost prima relaxare, eram întâmplător la Gigea, la un restaurant acolo pe malul mării și am crezut că e o revoluție, o mișcare. Deci lumea vrea să se miște. Și în Delta Dunării și în ceea ce privește România în general, vedem că există o presiune, ca să spun așa, pe rezervări. În multe locații, cel puțin astea mai izolate, ca să spun așa, locurile s-au cam epuizat pentru anul ăsta. Nu că e Dragoș lângă noi, dar Delta Dunării este destinația numărul 1 pe zona protecție anti-Covid și așa că vă invit pe toți în Delta Dunării. Chiar dacă nu găsiți cazare chiar în Delta Dunării, există municipiile și localitățile de pe lângă, așa unde puteți să... Dar cred că totuși trebuie să facem o diferență. Așa cum le spuneam și colegilor, nu poți să ții un întreg sector Horeca pentru ceea ce înseamnă weekendul. Da? Pe de o parte. Pe de altă parte...
alți colegi de la Hora menționau faptul că, de exemplu, pentru restaurantele din București este o problemă că nu mai sunt turiști nici străini, nici turiști români, ceea ce asigura o continuitate în timpul săptămânii. Deci nu poți să ții un întreg domeniu pentru ceea ce înseamnă deocamdată weekend, pentru că oamenii au ieșit în weekend, nu ies în timpul săptămânii. Nu vedem acum o avalanșă de oameni care consumă sau care... Deci lucrurile... Săptămâna trecută... Pleacă toți. Din vacanțe pleacă toți. Vin la euro. Vin la euro puțin, nu vin. Din 30%. Din câteva mii. Informația pe care pot să o vedeau de săptămâna trecută, un mare operator în restaurante, era undeva la 65% față de 2019. Deci lucrurile revin, dar revin încet. Și nu în ultimul rând, cu greutate din punct de vedere al forței de muncă. Da? Asta e una dintre problemele grave. Ai putea probabil să faci mai mult, dar lucrurile le ții mai închise pentru că n-ai cu cine. La măsură, unul a spus că au rămas practic 65 de milioane de euro necheltuite. S-a cheltuit o treime din buget cu respingerile, cu cei care nu și-au mai luat efect, dar au renunțat efectiv la grantul acela de 20. Da. Deci au fost vreo 9.000 care au fost respinși și vreo 2.000 și ceva care efectiv au primit grant, dar nu l-au mai dat. Așa. Marea problemă... Te rog, ce te rog, se întreb. Banii dacă știți, dacă ați auzit ce se întâmplă. Marea problemă pentru acea ordonanță 130 și pe care nu am mai auzit-o discutată în această perioadă e faptul că în ordonanță era asumat un număr de 50.000 de IMM-uri beneficiare pentru acele măsuri. În acest moment s-a atins probabil jumătate din acel număr, dacă stăm să adunăm totalul beneficiarilor pe măsura 1 și pe măsura 2. Deci o primă mare problemă e atingerea acelui target asumat, pentru că Ministerul Economiei, respectiv Guvernul, riscă să deconteze banii din bugetul național dacă nu atinge acel obiectiv asumat prin ordonanța de urgență. E ca în orice proiect. Dacă îți asumi un target, un obiectiv, trebuie să-l atingi. Dacă n-ai atins acel obiectiv, dai banii înapoi. Al doilea lucru e că banii ar fi trebuit să... Acea măsură ar fi trebuit să fie redeschisă. Pentru că au fost foarte mulți care au cerut această redeschidere și probabil cu acei bani îi mulțumeai pe toți cei care inițial nu au aplicat la această măsură. Și al treilea lucru e că măsura 3 era extrem de necesară dintr-o altă perspectivă. Uitați, domeniul Horeca, foarte mulți care și-au pierdut competitivitatea, eu știu, agenții mici de turism. Acestea aveau nevoie de o regândire, de o relansare, de exemplu, într-un alt domeniu. Ori acest tip de investiție i-ar fi ajutat teribil. De altfel, faptul că ai 27.000 de IMM-uri aplicante și 27.000 de potențiale procese împotriva Ministerului Economiei arată, de fapt, nevoia de finanțare. Asta ar fi trebuit să facă Ministerul, să găsească o soluție de salvare a acelor programe. Dar acum eu fac așa o prognoză. Știți ce se va întâmpla cu PNRR-ul? Ce s-a întâmplat cu toate programele operaționale? La sfârșit se vor uita cum să dea bani către mediul privat, pentru că mediul public n-a fost în stare să absoarbă acei bani. De ce, Doamne iartă-mă, nu ne asumăm la un moment dat că începem cu mediul privat, nu terminăm cu mediul privat? Ați văzut, pe POR, pe toate programele operaționale s-a întâmplat exact la fel. Au văzut că mediul public nu reușește să cheltuiască banii, păi ce proiecte avem în mediul privat? Păi hai că avem 700% aplicații pe POR sau pe POC sau pe alte tipuri de programe. Și au transferat acolo o grămadă de bani. Dar de ce nu facem de la început chestiunea asta? Bineînțeles, asumând 2-3 obiective, pentru că așa cum spuneam, ne-am uitat și la celelalte țări. Nu au asumat toate obiectivele. La noi, noi ne asumăm de toate pentru toți. Și la sfârșit... Argumentul lor a fost că din bani, din miliarde de euro pe infrastructură de transport, pe digitalizare, vor beneficia și companiile România care vor lucra la proiectele respective, subcontractorii și perfect de acord, dar hai să facem aici o reformă asumată. Germania, cum a spus?
au spus în felul următor. Pe orice proiect care se realizează de investiții, minim 30% vor merge către IMM-uri. Deci asumat în PNRR. Asta am cerut și noi, de exemplu, Ministerului. Am spus, dom'le, de acord că vor lucra cu IMM-uri. Dar hai să asumăm public chestiunea asta și să ni le susținem. Pentru că IMM-urile sunt locale. Dar altfel, încă o dată, vom exporta banii către alte părți. Munca de bază va fi făcută aici. Acum, mai în glumă, mai în serios, și privind antreprenorial, faptul că n-au venit măsurile la timp, faptul că nu se... Dumnezeu, știți ce ne întărește toată treaba asta ca antreprenor în România? Adică, am mai spus-o și cu alte ocazii. Cine rezistă ca antreprenor în România, sunt absolut convins că poate să facă față oriunde în lume. Este un antrenament... Da, dragul, absolut, dar nu ești competitiv. Am glumit, am glumit. Am mai trecut și în 2010 pe treaba asta. Dar nu ești competitiv pentru că în momentul în care în Germania primești astfel de ajutoare, în Franța, Italia și așa mai departe, iar la noi te descurci. Cum vei fi tu competitiv cu altcineva din afară? Dar și când vom avea noi bani? Știi cum recuperăm peste noapte? Mai, da. Să nu o luați ca știre, da? A fost o glumă. Când vă asumați, mergeți la guvernare, dacă o să aveți bani. Da, așa e. Când vedem banii, mergem și noi. Domnul Anastasio, acum așa, tot pe partea de turism a fost incidentul ăsta din oră și asta, cu cascada Vibe, de țupea s-a produs și acolo. Aveți ceva semnale de la antreprenori din zonă pe partea de turism afectați? Nu, asta a întâmplat aseară. Da, și... Nu am deocamdată niciun semnal. Dar e, mă rog, păcat că s-a întâmplat așa. A fost la un moment dat desemnată cea mai frumoasă cascadă din lume. Dar asta este. Natura lucrează. Și în Delta se întâmplă diverse lucruri. La natura lucrează. Nu cred. Am înțeles că a fost un fake news, că era o păstrăvărie care nu știu ce a contribuit la treaba asta. Eu nu cred. Dar asta este. Acum s-ar putea să fie un avantaj în turism, pentru că avem poveste. Este cascada. Eu încerc să le văd antreprenorial. Știi? În orice fel de problemă există și o oportunitate. Și dacă suntem deștepți, veniți să vedeți cascada prăbușită. Facem turismul prăbușirii în România. Păi după ce am făcut turismul românesc în Grecia, conform inițiativei și propune domnului ministru, acum facem și turismul prăbușit. Acum, uite, putem să fim siguri că cine nu știa de cascada Bigger, a aflat. Și se va duce să vadă. Deci hai să vedem pozitiv, apropo, de când ne întărește pe noi orice problemă. Acum, sincer, mi-aș dori ca acest ministru al turismului să-l vedem și noi vizitând o locație în România. L-a văzut cineva? Pe undeva, la cascadă, pe undeva, să promovezi. Calea Victoriei nu e locație? O fi în Grecia. Trotineta pe Calea Victoriei. Și poate în Grecia, mă gândesc, nu? Deci trotineta pe Calea Victoriei. Sau în Grecia, că acolo n-ai scris. Sau în Grecia. Poate premierul la Mama Lui. Păi nu se mai duce pe premierul, da. Că se termină sezonul. Sau vă rog să vă uitați și pe hotărârea de guvern, dacă vreți vă și dau cea care discriminează românii străini față de români, apropo de intrare. Pentru că este, da, deci articolul 3, hotărârea CNSU numărul 28 și care după aia se duce nu știu ce hotărâre de guvern. E o problemă pentru că eu cred că suntem singura cel puțin eu nu știu altă țară care nu permite intrarea pe bază de test între timp antigen. Unii sunt încă la PCR, cei mai mulți însă s-au dus și către zona de antigen. Ori noi avem numai vaccinații sau, mă rog, trecuții prin boală cu dovadă. Deci, o discuție. Vă mulțumim. Dacă faceți clar diferența din aceeași țară român, dacă vine de exemplu din Anglia, la Biblia Anglia este în zona roșie, dacă nu mă știu, era român, da? Vine românul, el, dacă vine vaccinat, el nu stă în carantină, dar vine englezul în România și stă în carantină, da. Dacă le să spuneți? Uitați-vă pe hotărârea CNSU. A fost una și după trei zile au dat altă. Care au introdus această
această diferențiere. Și colegii de la ANAT m-au rugat să ridic această problemă. Dar aceasta este... Tocmai au renunțat chiar la teste. Bine, unii... Da. Dar aceasta este o măsură menită să susțină 15 milioane de turiști anual în România. Mulțumim frumos. E începutul. E începutul. Mulțumim frumos. Nu mai dorește să intri în țara lor, așa că... Păi nici Bulgaria, nici Turcia, nici... S-a duce, duce Bulgaria.